Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la actualizarea lunară a portofoliului meu de investiții de la Bursa de Valori București. În luna octombrie, lipsa unor noi știri negative împreună cu pesimismul general în ceea ce privește economia globală a provocat o stagnare în mișcările de la Bursa de Valori de la București. În luna octombrie am achiziționat 195 de acțiuni ale fondului Proprietatea, la un preț total de 347 de lei și 88 de bani, plus un comision și taxa ASF de 2 lei și 47 de bani. Nu mă aștept ca fondul Proprietatea să mai distribuie vreun dividend anul acesta, din lipsa unor sume mari de bani cash dar am speranțe pentru listarea la bursa hidroelectrică și Salrom, care ar aduce o cantitate destul de mare de bani în fond. Bani ce ar putea fie să fie reinvestiți, fie să fie distribuiți sub formă de dividende către acționari. Fondul proprietatea distribuie dividende de 5 ani consecutivi, ultimul dividend distribuit fiind de 12,5 bani per acțiune, adică un randament al dividendului la prețul actual de aproximativ 7%. Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunțat în luna octombrie obținerea autorizațiilor de construire pentru trei mari proiecte pe care le-au în desfășurare. Faza a doua a proiectului One Mamaia Nord, considerată cea mai exclusivistă dezvoltare de pe litoral, proiect care este situat în cea mai căutată zona stațiunii Mamaia și are acces la plajă privată. Dezvoltarea constă într-o clădire cu o suprafață construibilă de 17.000 de metri pătrați, și va găzdui mai multe terase private și o parcare exclusiv subterană pe două nivele. One Floreasca Towers, un proiect ce se va desfășura în zona Pipera, lângă promenada Mall, și are o valoare brută de dezvoltare de 61,8 milioane de euro. Proiectul este format din două turnuri, cu câte 14 etaje, ce va găzdui 208 apartamente și locuri de parcare. Termenul de livrare fiind anul 2025. Iar ultimul proiect este proiectul One High District, o dezvoltare premium care va fi construită pe un teren de circa 25.000 de metri pătrați de pe strada fabrica de glucoză din București, din care peste 30% va fi destinată zonelor verzi. Cu o valoare brută de dezvoltare de 154,2 milioane de euro, proiectul va dispune de 786 de apartamente și peste 1000 de locuri de parcare. Complexul va fi unul prietenos cu mediu, dispunând de pompe de căldură geotermală, care nu elimină gaze cu efect de seră. Spre deosebire de alți dezvoltatori imobiliari, compania One se situează într-o poziție destul de bună din punct de vedere al stocului de dezvoltări aprobate, dezvoltatorul având în discuții 10-12 noi proiecte, în special mixte, adică retail, rezidențial și birouri, după ce acesta a observat un interes mai mare pentru acest tip de proiecte. Tot în luna octombrie, directoratul OMV Petrom a aprobat majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură și numerar cu suma de aproximativ 567 de milioane de ron, prin emisiunea unui număr de aproximativ 5,7 miliarde de acțiuni noi, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 ron. Ca urmare a exercitării drepturilor de preferință, OMVAG deține în continuare calitatea de acționar majoritar cu o participație totală de 51,157% din noul capital social al companiei, iar statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participație totală de 20,698% din noul capital social al companiei. Directoratul OMV Petrom a constatat că, din numărul total de 4,7 miliarde de acțiuni noi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, un număr total de 4,46 de miliarde de acțiuni noi ordinare au fost subscrise, reprezentând 96,1% din totalul acțiunilor noi oferite spre subscriere. Directoratul OMV Petrom a aprobat anularea celor 178,7 de milioane de acțiuni noi rămase nesubscrise. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Până data viitoare, vă urez numai bine și spor la investiții!